Bună ziua forumiștilor de Hyundai și mulțumesc încă o dată. La fel cum și pe celălalt video l-am făcut la îndemnul administratorului de forum, astăzi vă prezint modulul pentru cei care aveți o echipare luxury plus plus cu trapă, modulul pentru trapă, pentru automatizarea trapei, care se montează în stâlpul din în stâlpul stânga-spate, în această porțiune, se desface partea neagră, după care cea gri, și se face un plug and play cu acest modul. Ce face de fapt acest modul? Îți închide automat, la oprirea motorului, trapa în caz de ai uitat-o. Și asta, faptul că știm deja că trapa la clasic nu se închidea automat, rămânea în poziția în care o lăsai și îți blincăia mașina până trebuia să închizi manual acest lucru. Și acum vă arăt și cum se întâmplă în mașină. Pune pauză. Gata. Am urcat în mașină, pornesc motorul și o să las puțin mai încet radio ca să putem să ne auzim. După cum vedeți, trapa este închisă. O să dau în prima fază să deschid panoul de textil. A doua oară, după care o să dau și să deschiderea nu are o logică. El normal trebuie să fie deschis. Da? Ne-am urcat în mașină, am blocat așa, am oprit mașina. În momentul de față opresc motorul. Da? Pe bord mă avertizează ca și inițial că am trapa deschisă. Da? După câteva secunde, în momentul când deschid ușa, da? Ceea ce îl avertizează că să ies din mașină și o să încep să deschid ușa. În momentul când am deschis ușa, trapa începe să se miște și să se închidă automat. Atât partea de sticlă, dar cât și partea textilă. Da? De ceva vreme port o discuție cu cei din China pentru a nu mai mi se închide această parte textilă, și în modulul pe care l-am prezentat la început, chinezii au un micro switch în acel modul în care am cerut niște explicații de a nu se mai închide această parte textilă, de a se închide sticla, de a nu intra apă, dar să nu mai revină partea textilă. Aștept un răspuns cu mare drag în momentul când îl voi primi și voi face ceea ce îmi doresc și poate și unii dintre dumneavoastră. Vă voi comunica din nou ce se poate face și cu acest modul. Am instalat într-adevăr și modulul pentru geamuri la cel care l-am găsit pe AliExpress și funcționează la fel de bine și acela. Vă mulțumesc!